Proiectul a fost propus pentru a limita numărul celor care circulă fără bilete. Mai mult, nici programul tonetelor nu-i ajută pe ploieștenii de bună credință care vor să-și achiziționeze tichetele. Se intenționează pe de o parte simplificarea modului în care călătorii pot merge liniștiți pe mijloacele de transport în comun fără să apeleze la a cumpăra bilete, pentru că știm că nu sunt suficiente stații, să spunem, în care se pot achiziționa aceste bilete. Deci, printr-un simplu SMS se poate plăti o călătorie pe RATP. Costurile biletelor achiziționate prin SMS nu vor rămâne însă la fel. Costul biletului va fi mai mare? Va fi suplimentat cu 26 de bani, deci costul pe care îl percepe operatorul de telefonie mobilă, în mod normal. Vă aștepta să crească și încasările de la RATP prin această măsură? În mod sigur vor crește cu cel puțin 30%. Părerile ploieștenilor sunt împărțite, cei mai mulți însă cred că se vor obișnui totuși cu biletele virtuale. Cum să aleg pe SMS-ul? Uite, eu n-am SMS-ul. Și atunci ce fac? N-aveți telefon mobil. Și atunci ce faceți? Păi asta e, că n-ai ce să faci. Merg pe gratis. Sunt de acord, sigur că da. Deși nu mă pricep foarte bine la tehnica asta modernă, dar de ce nu? Am și eu telefon model. Ăsta, mobil. Mobil, dar credeți că oamenii o să fie așa de... Majoritatea au telefoane mobile și cred că vor fi de acord. Părerea mea. Nu cred că toată lumea, mai ales și în vârstă, nu cred că au posibilitatea să... Dar bine, cei pensionari, am înțeles că ei merg pe gratis cu... Dar tu, de exemplu, dacă n-ai eu... găsit... Da, mi-aș lua, de ce nu? Nu te-ai gândit că este mai scump și că până la urmă e vina lor că nu deschid suficiente tonete? Cu 20 de bani, nu cred că e mare diferență. Până va fi pusă în practică, municipalitatea mai are de negociat cu operatorii de telefonie mobilă pentru stabilirea comisioanelor, precum și pentru achiziționarea telefoanelor mobile necesare controlorilor.